stocui care nu lasă păr prea mult. Partea a treia, hai să vedem. 15. Este o oaie, este un miel? Nu, este drăguțul Bedlington Terrier cu blana sa hipoalergenică. 14. Basenji, câine de vânătoare african, are nevoie doar de periat minimal. 13. Cane Terrier, cum ar putea ca frumosul Toto din Vrăjitorul din Oz să năpârlească? Doar e magic, nu? 12. Ogara Afgan, unul din cei mai buni câini hipoalergenici, nu lasă mult păr, dar blana are nevoie de periat. 11. Bișonul Havanez, cu blana sa moale și catifelată care nu lasă mult păr, este ideal pentru cei alergici. Follow și share pentru partea a treia.